Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii E Vremea Ta. Sunt Andrei Bărbulescu. Astăzi, la nivel global, cel mai cald a fost în Australia, plus 48,4 grade, iar cel mai frig în Groenlanda, minus 56,6 grade. În următoarele 12 minute vorbim despre stațiunea franceză Chamonix, unde acum 100 de ani, pe 25 ianuarie 1924, începea prima ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă. Dar și despre ziua Observă Vremea. Nu lipsește, bineînțeles, prognoza pentru următoarele două zile. Pe 25 ianuarie 2004, roverul Opportunity al NASA, lansat în 2003 împreună cu geamănul său Spirit, atingea solul planetei Marte. Ultimul semnal recepționat a fost pe 10 iunie 2018, când în urma unei puternice furtuni de praf, legătura cu acesta s-a pierdut. Timp de 15 ani, Opportunity a parcurs sute de mii de kilometri pe suprafața planetei roșii și a transmis mai mult de 200 de mii de imagini. A furnizat primele dovezi că pe Marte a existat odinioară apă lichidă, ceea ce înseamnă că viața ar fi fost posibilă. La începutul anului 2019, NASA a declarat oficial misiunea încheiată. Tot astăzi se împlinesc 100 de ani de când începea, la 25 ianuarie 1924, în stațiunea franceză Chamonix, săptămâna sporturilor de iarnă, redenumită mai târziu Jocurile Olimpice de iarnă. Popular încă din secolul al XIX-lea printre pasionații de alpinism de vară, Chamonix, orășelul de la poalele Mont Blancului, a inițiat trecerea către sporturile de iarnă. Însă, ca toate stațiunile montane, Cham, cum o numesc localnicii, trebuie să se confrunte acum cu efectele schimbărilor climatice. Ghețarul Montenvert, care se numără printre principalele atracții ale zonei, se topește cu o viteză fără precedent și experții spun că zona schiabilă va fi disponibilă doar pentru încă cel mult 30 de ani. Astfel, turismul în Chamonix, concentrat până acum pe mediul montan înalt al ghețarilor din regiune, trebuie redefinit. Fiecare dintre aceștia s-a topit semnificativ încă din anii 1990, iar simulările sugerează că până la sfârșitul secolului, în condițiile unei încălziri în zona Alpilor cu o rată peste media globală, toți ghețarii de sub 3500 de metri vor dispărea. Mer Douglas, care este cel mai mare ghețar din Franța, a fost grav afectat în timpul valului de căldură din vara anului 2022. A pierdut 3,5 metri din grosime doar în luna iunie, adică aproape 10 cm pe zi. În aceste condiții, autoritățile locale încearcă să promoveze și alte activități legate de turism. Spre exemplu, peștera de gheață Montenvert, care este sculptată din fiecare an și oferă vizitatorilor posibilitatea de a descoperi ghețarul din interior. Americanii sunt recunoscuți ca având un calendar aglomerat și extrem de pitoresc. Există zile dedicate plăcintei, berii, dar și unor teme ecologiste. Există chiar și una dedicată vremii. 25 ianuarie este ziua Observă Vremea. Vremea este amestecul de evenimente care se petrec în fiecare zi în atmosferă, stratul de gaze din jurul Pământului. Căldura solară le încălzește la temperaturi diferite în locuri diferite, ceea ce face ca aerul să se miște. Există patru elemente principale: temperatura, vântul, precipitațiile și norii. Înainte de meteorologia modernă, oamenii anticipau schimbările de vreme doar privind cerul și observând natura. Astăzi, tehnologiile moderne îi ajută atât pe specialiști cât și pe oamenii obișnuiți. Iar imaginile uimitoare, surprinse cu ajutorul dronelor, fac înconjurul lumii. Dintre numeroasele zile naționale ale americanilor, nu putea lipsi una dedicată vremii. În Statele Unite, primele observații meteorologice sistematice au fost făcute în 1644. În 1743, Benjamin Franklin a documentat deplasarea unui uragan de la Philadelphia la Boston. Tradiția a fost continuată de vânătorii de tornade, dar și de pasionații care profită de orice ocazie, indiferent de temperaturile extrem de scăzute ori de amploarea fenomenelor. Mai mult ca oricând, ar trebui să observăm vremea în fiecare zi, să analizăm și să conștientizăm schimbările și să ne bucurăm de frumusețile naturii din jurul nostru. Revenim la noi în țară pentru a afla cum va fi vremea în următoarele două zile. Un cod galben de intensificare ale vântului este valabil până la ora 22 în această seară în județele Arad, Timiș, Caraș, Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov. Vântul va avea intensificări cu rafale de 55-65 de km pe oră. La munte, la altitudini de peste 1700 de metri, vor fi rafale de 90, chiar 110 km pe oră. Va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi redusă. Un alt cod galben, valabil până mâine seară, intră din această seară de la ora 22, tot de intensificări ale vântului în Moldova, în nordul Dobrogei, sudul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei.
Aici vântul va avea intensificări cu rafale de 55-65 de km pe oră. În Carpații meridional și de curbură, la altitudini de peste 1700 de metri, vor fi rafale de 90-110 km pe oră. Ninsoarea va fi viscolită, zăpada spulberată și vizibilitatea redusă. Așadar, la noapte cerul va fi variabil, cu înnorări și precipitații locale în nord, centru și est și cu totul izolat în rest. Acestea vor fi sub formă de ninsoare în Transilvania, mixtă în Maramureș, Moldova, Dobrogea și Muntenia și mai ales ploaie în Crișana. Pe alocuri se vor acumula cantități de apă de peste 15 litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări, așa cum v-am spus și mai devreme. Iată că vedem acum și câteva temperaturi. 0 grade în Iași, în jur de 2 în Constanța, 0 grade în Brașov, 1 grad cu plus în Târgu Mureș și în vestul țării, în Arad și Timișoara, în jur de 2, poate 3 grade. Mâine, cerul va avea înnorări și pe arii restrânse se vor semnala în continuare precipitații slabe sub formă de ninsoare la munte, în Maramureș, Transilvania și Moldova și mixte în rest. Vor fi în jur de 6 grade în Galați, la fel în Constanța, 2 grade în Iași, 0 în Brașov, 4 în Sibiu, în Arad, Timișoara și Oradea, 6-7 grade. În capitală, la noapte, cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat, temperatura minimă undeva la 0 grade. Mâine cerul va fi variabil, temperatura maximă se va situa în jurul 8-9 grade, destul de cald pentru această perioadă, mai ales în zilele astea în care temperaturile au fost destul de scăzute. La munte, cerul va avea înnorări și temporar va ninge, vântul va sufla în zona înaltă cu 90-110 km pe oră, viscolind ninsoarea. În jur de minus 5 grade în Sinaia, minus 3 în Predeal și în Poiana Brașov, minus 10 grade în Ceahlău. Păi mâine vremea va fi închisă și se vor semnala precipitații în nordul, centrul și estul țării și pe arii restrânse în rest. La munte va ninge, în Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea, vor predomina ninsorile, iar în celelalte regiuni vor fi precipitații mixte. Cantitățile de apă vor fi pe alocuri mai însemnate. Vântul va continua să aibă intensificări în zona montană, în special altitudini mari în Carpații meridionali, în jur de 4 grade în Constanța, 3 în Călăraș, 2 grade în Iași, 1-2 grade în Brașov, 3 grade în Sibiu, 6-7 grade în vestul țării. Doi tineri din Mureș, antrenori de fitness și iubitori de natură, și-au cumpărat o rulotă și de atunci au parte de experiențe unice. Diana Hodnoc și Dani Pavel ne spun și nouă povestea lor. Ne-am decis să călătorim în 2020 după o experiență pe care am avut-o atunci când a debutat pandemia COVID în toată lumea. Practic, după ce luasem autorulota la vreo câteva luni, s-a anunțat cumva că se închide totul și că ar trebui să fim acasă. Noi eram undeva pe un munte în Apuseni și am zis că, da, oricum cât să se închidă, o săptămână. Apoi o săptămână rămânem aici, că nu e nicio problemă. Și dintr-o săptămână s-a transformat în 3 luni în care am stat izolați. Practic, la 5 km era primul sat și primul magazin. Și cam așa a început totul. Ne-am dat seama că așa am vrea să continuăm viața, cel puțin pentru o perioadă. Călătorile am început să le documentăm anul trecut, în luna octombrie, când am întrerupt călătoria cu autorulota și am plecat pentru câteva luni în Asia. Cu avionul am stat 6 luni în Asia și când, după ce am ajuns în Asia, după prima lună, am spus ok, descoperim atât de multe lucruri, avem atât de multe experiențe frumoase și provocări, haideți să le împărtășim cu lumea, pentru că probabil ar fi interesant și pentru alții și inspirațional, de genul. Noi am ajuns în Bali atunci și cumva cred că Bali este așa un deschizător de drumuri pentru toți travel vloggerii sau toți oamenii care vor să împărtășească călătoriile. În asta ne-am simțit extraordinar, deoarece am întâlnit foarte multe culturi și acolo oamenii încă sunt destul de aproape de ei, să spun așa. Globalizarea încă nu i-a atins suficient de mult, probabil. Însă aș rămâne așa cumva pe sufletul meu, ar rămâne experiența pe care am avut-o în Apuseni, cele 3 luni cât am stat în izolare, cred că au fost definitoare pentru amândoi și pentru toată călătoria noastră. Acesta este primul an în care am ales să rămânem în România pe sezonul rece, însă în ultimii ani am fost plecați pe sezonul rece în vestul Europei, Portugalia, Spania și toată zona respectivă, plus un an înainte am fost în sudul Greciei, chiar în sud de tot. Nu suntem permanent în vacanță, doar seamănă cu o vacanță, însă noi și muncim. Avem destul de multe lucruri pe care le facem pentru a ne asigura veniturile. Principala sursă este aplicația de fitness și nutriție pe care noi o avem. Diana este nutriționist, eu cât am locuit în Târgu Mureș și am avut o sală de fitness la care am renunțat în momentul în care am început să călătorim. În afară de asta, mai sunt mici colaborări care au început ca să apară pe partea asta de
promovare are diverselor locații. Acum începe și YouTube-ul ca să se miște puțin și așa, puțin câte puțin se adună. Este importantă vremea deoarece ai un timp favorabil să poți să te duci să explorezi locurile, nu este frig în autorulotă, folosești mult mai puține resurse când vremea este mai călduroasă. Eu cred că cumva viața noastră din momentul în care am decis să călătorim a fost definită de vreme, pentru că în fiecare an când venea sezonul rece, noi plecam odată cu berzele, asta obișnuim să spunem, că plecăm în momentul în care pleacă și berzele. Să vedem acum câteva fenomene și temperaturi din principalele orașe din Europa. Iată că în Madrid și în Lisabona cerul rămâne mai mult senin cu 19-20 de grade în termometre. În Londra, la fel, o vreme frumoasă cu 10 grade. În schimb, în Amsterdam cerul rămâne acoperit, vor fi ceva ploi slabe. În Paris, 12 grade cu un cer acoperit de nori. În 14 grade, iată, în Roma, 16 în Atena cu cer mai mult senin, 8 grade în Istanbul, iar în Sofia, 3 grade în termometre, chiar dacă cerul e mai mult senin. Mergem acum în Berlin, unde temperatura se oprește undeva la 8-9 grade și sunt așteptate ploi. În Kiev, 1 grad cu cer acoperit și precipitații mixte, iar în Moscova, ninsori slabe și minus 2 grade în termometre. Doamnelor, domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Ne revedem mâine de la ora 7:10, dar nu uitați că ne puteți găsi pe Facebook sau pe YouTube. Până atunci vă lăsăm cu imaginea zilei și să aveți o seară liniștită, indiferent de vreme.